Cum ziceam mai devreme, într-o zi, dacă mă ajută bunul Dumnezeu, ajung președinte și schimb ceva. Până atunci... Cum zici? Lasă-mă două secunde. Până atunci, măcar din cuvinte, pot să vă zic ceea ce simt și sper convins că și voi simțiți la fel și o întreagă Românie care ne vede acum la TV. Vă pup, Doamne ajută, TVR. 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 Ce e TVR pentru tine, dragule? Sufletul. No, pentru mine TVR este exact vocea poporului. Așa că zic, fii atent. Așa o să rămână. Și e real. Sunt născut în 89, poate ca și tine. An în care s-a născut dorința de mai bine. Dar pentru cine? Că sigur nu pentru noi. Am mers la facultate și m-am întors plin de foi. Ne târâm prin noroi cu diplome pe bandă. Țara merge jos și noi nu stăm în pantă. Am cerut decât un loc de muncă în domeniul meu și am ajuns doar pe combinații să mai fac un pardon, sau cum vrei să zici, bani de căcat ce ne fac să fim mici. Palmă după palmă până o să te mai ridici. O să te stingi și umiglii cu rici. O să luminezi veșnic. Vezi și tu copii, în stilul ăsta nu le lași decât datorii. Domnul președinte se joacă cu smurdu. Poporul meu țipă, el face pe surdu. La primul mandat ne-ai fi ascultat. Acum ți-ai luat lumea în cap, ne-ai înfometat. N-ai clădit nimic, chiar ai dărâmat. Cred că ai o slăbiciune, l-a furat. Retrage-te, hai, pune-te pe fugă. Cerem doar unul capabil să ne conducă, să ne aducă pe drumul cel bun. Să fim ceva mai mult decât o piață de consum. Vrem autostrăzi, vrem sănătate, liniștiți peste noapte. Vrem diplome cu greutate după facultate, ca să știm și noi de ce trudim pe coate. Să mă iertați. Nu, era momentul meteo mai devreme și eu nu înțelegeam de ce nu vorbim de meteo. Să mă iertați, trecem la meteo. Era pentru sufletul meu, vă iubesc din suflet. Și iertați-mă încă o dată. Sunt curios cât amendă o să primesc, dar iertați-mă încă o dată, vă iubesc și îmi iubesc Sara. Sper să nu fie de judecat ca la meteo. Și ofisare, dar nu-l văd eu. Ce zic? Nu-l văd.